Strugurii s-au copt mai devreme în acest an ca urmare a temperaturilor crescute și pe fondul unor precipitații rare și foarte scăzute. Cu toate acestea, specialiștii estimează că, în anumite condiții, precum și grație tehnologiilor folosite de viticultori, producția de struguri va fi una destul de bună în această toamnă. Să estimăm anul acesta o producție de struguri destul de bună, în funcție de zonă, mai mult de tipul de struguri, de soiuri, de capacitatea lor de a rezista stresului climatic și de capacitatea viticultorilor de a aplica tehnologiile complet și așa cum trebuie până la capăt. Credem că va fi totuși o producție destul de bună, în anumite zone cu calitate mai bună, în alte zone cu mai puțin calitativ. Asta e în funcție și de metodele de vinificație pe care le vor aplica cei care dețin cramele. Sperăm că anul 2019, la final, va fi unul destul de bun pentru viticultura județului Mehedinți. Județul nostru deține câteva podgorii de marcă, ale căror producții de vinuri sunt recunoscute la nivel mondial. Cel mai probabil, abilitatea și profesionalismul viticultorilor poate învinge vicisitudinea vremii, iar vinul va fi și în acest an cel mai bun.